Bună, azi avem un clip cu cumpărături. Am ceva de la H&M și ceva de la Sensei, două comenzi de la Sensei, dar vă arăt aici în acest clip. De la Sensei am așa vârful ăsta de brad. A avut și cutie, dar l-am desfăcut fiindcă l-am pus deja în brad și arată foarte bine acolo. O să vă las și o poză. Se potrivește cu ce mai am eu, că anul ăsta l-am făcut cu accente de gri, cu accente albe, argintii și roz. Și puțin mov doar așa pe jos, unde e, cumva, unde erau niște goluri, am pus accente de mov. Și da, ăsta a fost la reducere, nu mai știu exact, dar vă lăs pe cea cât a fost prețul. Dar să știți că e ca de sclipici. Globuri. Am luat așa pentru că am făcut așa și mai aveam nevoie tot pentru jos, ca să fie mai mare din astea să completez. Am luat setul ăsta de 4, venea aici, dar deja le-am pus în brad, vă arăt poză. Vin 4 din astea. A fost 15 lei și ceva la reducere. Sunt așa mărișoare, cred că au de metru de 8 cm, dacă nu mă înșel. Și eu le-am prins cu ață, erau cu ață, dar eu le-am prins cu sârmuliță din asta. Și mai am și pe roz. Nuanța asta așa am făcut și cu griul ăla argintiu. Și are și niște dungi așa, tot cu sclipici. Și au venit în cutia asta 4 bucăți. Am luat doar unul să vă arăt. Ok, am luat decorațiunea asta. Am legat eu funda asta, ea este simplă. Cred că a fost vreo 10 lei sau 13, nu mai știu exact. Oricum vă lăs pe aici. Este tare drăguț, este din lemn. Este puțin ciobită, uite aici. Și pe partea asta aici. Dar o să o pun așa. Nu prea se vede absolut deloc. Dar îmi place foarte mult, este din lemn, v-am zis. Este foarte finuță și dă bine acolo, mai am o bufniță. Și o, ca o chestie de cadou, dar chiar arată bine. Mi-a una pisica mea la ușă. Am revenit cu pisica, mi-a una și așa că am luat-o. Uitați-o cât de mare a crescut și e foarte grasă. Și acum o să plece, cred. Așa, stai să vedem ce face. Pleacă. Hai, du-te. Tot de la Sensei am mai luat fețe de pernă, fiindcă am o lenjerie pe verde, tot de la Sensei. Și mi-am luat să-mi completez cu... S-a urcat pe pat. Mi-am luat să-mi completez așa fețe de pern din astea mici, fiindcă lenjeria are doar față de plapumă și pern din alea mari. Așa că am luat din astea mici. Chiar nu le-am desfăcut. Să le desfac. Așa, mai trebuie să-mi iau un cerceaf, ceva verde cu elastic. Dar o să-mi iau mai încolo, că nu-mi trebuie acum, dar bine, el e prins aici, nu vreau să rup materialul. În fine, vă arăt doar așa. Este așa drăguț, dar vă las poză cum arată pe site ca să vedeți mai bine. Am luat două bucăți din ăsta. Așa, tot la reducere au fost. Am avut un cod de 25% pe mail primit, pentru că n-am mai dat comenzi de mult și de asta am profitat. Așa, și-am mai luat una pentru o lenjerie pe albastru închis am eu, cu două fețe, dar eu o folosesc pe albastru închis, adică o să o folosesc și mi-am luat la ea și pernuțe. Mai îmi trebuie la fel cerceaf cu elastic, dar am găsit așa cu alb, deci nu am găsit doar cu albastru închis, am luat și cu alb. Sunt puțin aspre, dar na, așa a fost materialul, ce să le fac, uite cât de drăguțe ăs. Chiar mi se pare că se potrivește, v-am zis, mai îmi trebuie să-mi iau un cerceaf cu elastic ca să o fac completă. Nu mai știu cât a fost, vreo 13 lei bucata. 13 lei și ceva, cred, 50 parcă. Asta e 45x45 și asta e 40x40. Eu pernuțele mici le-am 40x40, astea de pus pe pat. Și cele pe canapea 50x50. Dar... asta o să o fac un pic la mașină, cred. Dar nu știu dacă pot, fiindcă e cu fermoar. Și trebuie să-l scot. Nu știu exact. Sau o să-i fac o bată. O să strâng de aici. Sau o las așa mai largă, nu contează. Am mai luat și ghiozdanul ăsta. E tot plin de sclipici. Să știți că nu e atât de încăpător, dar asta e. Este un fel de kaki. Mie îmi place nuanța asta mult. Se deschide cu un din asta ca de la ghiozdanele de la școală. Are două buzunarașe aici și înăuntru, deci mai are și șnurul ăsta care se deschide așa. Și înăuntru este așa. Pe părți nu mai are nimic. Da.
Eu mai am de la Sensei și sunt mulțumită de rucsacurile lor. Apoi am luat un apron de masă, dar să știți că nu-mi place. Este ăsta, o să vă las tot așa poză cum arată. L-am luat pentru ca să-l pun pe masă, dar nu prea-mi place cum arată, fiindcă e foarte lung. El ca și lățime este ok, dar e lung, are 1,80 m, deci este imens și nu pot să-l folosesc. Masa asta mea e mică pentru ăsta. De fapt, ea se desface, dar nu, gen, nu am atâtea persoane să vină să... E pentru o masă, asta e o masă din aia, cred că de vreo 20 de persoane, atât de lunghe și n-am cum să îl pun. Nu știu ce o să fac cu el, în fine. Înapoi nu pot să-l dau. Am luat niște umerașe pentru eșarpe. Am luat așa, au fost la reducere, 3 bucăți. Am luat 3 seturi cu 3 bucăți fiecare, deci am 9 umerașe și poți să pui 3 eșarfe sau 3 perechi de pantaloni sau orice pe în dulap, așa. Și sunt destul de mari, am luat pe gri, fiindcă în dulap vreau să pun umerașele toate pe gri. Griul acesta așa, catifelicios. Al doilea set și al treilea mai am unul, dar am folosit deja 2, o să vă arăt acum. Am pus eșarfele astea, uite așa, care merg eu la biserică, astea subțirele și pentru fulare, adică mă rog, ale mai groase așa, care le port ca și fulare la gât iarna, nu le-am pus încă. Și le-am pus așa, vedeți, vin 3 bucăți și na, vin atârnate în jos. Și ele stau drept, nu se mai bățesc, eu le aveam așa stivuite în teanc, dar e mai bine așa. Și mai am încă puse 3, așa. Ăsta e de la o fată, Irina Elena, de pe, am cumpărat-o de pe YouTube. Și astea 2, cred că din second. Și alea 3, una e primită cadou și 2 din second. Deci eu în second găsesc eșarpe pentru biserică, fiindcă sunt din alea care îmi trebuie mie, sunt numele lunge de pe păr. Și da, dacă sunt stare bună, le iau și le curăț și sunt ok. Așa, mai am farfurii. Mi-am luat... 3 seturi, a câte 2 farfurii și vin 6 bucăți. Uite așa arată. O să vă las separat cum vine și sunt de tort. Eu m-am păcălit. Credeam că sunt din alea care mănânci, cum să zic, când îți pui aperitiv așa și ții în farfurie și mănânci, sunt cam micuțe pentru să mănânci aperitiv sau depinde, nu știu. Și am luat 3 seturi și am 6. Am făcut cumva un set din 6. Ăsta e primul, toate sunt la fel, nu mai desfac. Ăsta e a doilea și al treilea set. V-am zis, m-am înnoit pentru masa de Crăciun. Voiam și în apronul să îl pun pe masă, că eu am luat o față de masă roșie, dar nu s-a potrivit, v-am zis. Și mai am de la H&M o bluză care e a mamei, dar deja a purtat-o, nu pot să vă mai arăt. Am perechea asta de pantaloni, încă nu am spălat-o, trebuie să-i jupesc astea, doar îi trebuie să-i modific, ei sunt mărimea L. Dar mi-s lungi jos. Sunt niște pantaloni evazați. Vreau să-i port de revelion cu un sacou roșu. I-am însemnat aici, trebuie să-i tivesc. I-am tăiat. Doar trebuie să-i îndoi și să-i cos. Vedeți? Sunt tăiați de mine. Ca să, cumva, eu sunt mic, am 1,62 m și să mi-i fac. Sunt un pic transparenți, dar mi-am luat niște ștrampi pe dedesubt, oricum în subțirei. Mi-am luat niște ștrampi ca să pot să îi port în noaptea de revelion, cred. Cred că o să-i port pe ei, nu știu, sigur că eu mi-am luat la ținute, pot să vină 7 Crăciunuri. Și ultima chestie, dar nu cea din urmă, mi-am luat o pereche de bocanci și ei murdari, fiindcă i-am purtat. Am încercat să-i spălim un pic, dar nu prea am putut. Sunt cu fermoar, au și cireturi și pe talpă sunt cam murdari. Dar sunt din ăștia butucănoși, de la H&M la reducere cu ceva reduceri din alea de membru, cred că am luat la 90 de la 160 și pantalonii am luat cu 30 de la vreo 60 parcă. Și da, ăștia sunt. Cam astea au fost. Pa, pa!